Socialdemocrații din Iași și-au propus ca anul viitor să intre în campanie electorală cu aceiași candidați ca în urmă cu 4 ani, chiar dacă unii dintre ei au probleme cu justiția. Trei primari aflați la primul mandat, unul la al treilea și unul care doar asigură interimatul la șefia localității. Aceștia sunt candidații PSD Iași la alegerile locale din 2016. Actualul primar din Pașcani, Dumitru Pantazi, a fost trimis în urmă cu câteva luni în judecată de DNA. La Târgul Frumos, al primar candidat, alte probleme. Ionel Vătămanu a fost trimis în judecată anul trecut de procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, edilul fiind acuzat că a încălcat legea pentru a pune mâna pe un teren din zona centrală. În ceea ce privește orașul Podul Iloaiei, candidatul PSD la alegerile din 2016 este Constantin Gabi Istrate. Acesta a fost ales în 2012 pe listele PDL, motiv pentru care, în 2013, reprezentanții USL au vrut să-l dea jos de la putere printr-un referendum. Grație faptului că, între timp, a migrat la PSD, l-a recomandat pentru a fi noul candidat al partidului. Este și firesc ca cei care au 1-2 mandate să-și dorească să meargă mai departe. Pentru că proiectele unei comunități nu se pot face într-un mandat de 4 ani. În anul 2008, când a existat campania Proiectele Comunitate au nevoie de timp în campania electorală, era una din ceea ce, una din ideile pe care eu le susțineam ca un de a face pentru a te face cunoscut, pentru a deveni brand,